Prima conferință de amploare destinată agriculturii în Republica Moldova a avut loc la Bălți. Aceasta a scos în evidență povești de succes din nordul țării, dar și provocările cu care se confruntă fermierii. Antreprenorii au putut afla despre posibilitățile de dezvoltare a afacerilor, dar și despre subvențiile și fondurile oferite de guvern pentru agricultură. La eveniment a fost prezent Vladimir Bolea, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, și reprezentanții Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. În acest an noi avem o mulțime de provocări. Războiul din Ucraina, embargoul din partea Federației Ruse. Republica Moldova astăzi exportează 2,3% din produsele sale în Federația Rusă, 8,5% din noi exportăm în România, 6,4% exportăm în Ucraina și 3,4% în Republica Belarus. Noi lucrăm la deschiderea altor piețe în Rus, nu în loc la altceva. Nu în locul avem un scop ca în urma tuturor discuțiilor date să găsim soluții cele mai optimale și cele mai interesante pentru clienții noștri ca să satisfacem până la urmă necesitățile lor ca problemele să fie combătute. În timp ce unii agricultori au povestit despre succesele lor, alții s-au împărtășit cu planurile de viitor. Planific să înființez o gospodărie țărănească, am o seră de 100 de metri pătrați, aș vrea să plantez în ea căpșuni. Banii au fost câștigați de la Centrul Național de Mediu în sumă de 5.000 de dolari. M-am gândit să nu plec din țară și să înființez, să fac singur. Sunt student la Facultatea de Ecologie din Bălți. Noi deținem o fermă de bovine în jurul la 70 de capte. E un mare ajutor pentru agricultori, fiindcă numai cu sursele proprii e foarte greu de lucrat în timpul de astăzi, mai ales că s-au scumpit și motorină, și pesticide, și îngrășăminte, tot e scump. Și datorită la AIPA, noi avem o susținere și putem să ne dezvoltăm mai performant. În acest an, războiul din Ucraina a sporit exporturile moldovenești, care au crescut într-un volum record de 72%. Lucrurile ar putea evolua și mai mult grație unor inițiative din partea agricultorilor. De mai mult timp promovăm un proiect în ajutorul fermierilor Republicii Moldova și în special un hub agricol care preconizăm să fie dezvoltat pe teritoriul aeroportului internațional Bălți-Ledoveni. Un proiect național, aș spune, un proiect de perspectivă. Prin intermediul acestui hub agricol, fermierii vor avea acces la piețele externe și, în special, transportul mărfurilor agricole, producției agricole cu transport aerian. Unii specialiști cred că agricultorii din Moldova ar obține rezultate și mai frumoase dacă ar avea cooperative. Есть шикарнейшие предложения по изменению отношений в сельском хозяйстве. Значит, то, что мы поделили землю на кусочки, это огромнейшая ошибка. По опытам Соединенных Штатов, Канады, Европы, значит, наоборот, все собирается в кучу, скажем так, создаются кооперативы. Серьезный бизнесмен из-за рубежа не будет работать напрямую с дядей Васей, который имеет 5 или 10 гектаров. Кооператив, он может сам продавать, сам импортировать, он играет по законам международного рынка. Menționăm că acest an poate fi considerat unul dintre cei mai dificili pentru agricultorii moldoveni. Din cauza secetei, culturile de grâu, porumb și floarea soarelui au fost compromise și recolta de soia și specla de zahăr va fi mică în acest an.